Astăzi a avut loc prima extragere pentru loteria bonurilor, astfel, persoanele care dețin unul sau mai multe bonuri fiscale emise pe 7 februarie, cu valori cuprinse între 6 și 6,99 de lei, au la dispoziție 30 de zile pentru a-și ridica premiul. Tot ce trebuie să faceți dacă aveți un bon câștigător este să mergeți la sediul administrației județene a finanțelor publice cu bonul și cu o copie a actului de identitate. Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 60 de zile. Sunt valabile bonurile achitate cu cardul cu bonuri. De masă, precum și cele eliberate de casele de schimb valutar sau de firmele neplătitoare de TVA. În cazul în care nu există câștigători, fondul de premiere se raportează pentru extragerea următoare. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică, după data de 15 a fiecarei luni, dar se va putea organiza și ocazional de sărbători.